Vremea se menține cu mult mai caldă decât normalul acestei perioade în cea mai mare parte a Europei. Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca și Estonia, valorile termice se vor apropia de ce ar trebui să avem la final de an. Tot acolo o să și ningă slab. În nord-vestul continentului vremea se înrăutățește, o să plouă mult în Irlanda și Regatul Unit, iar în Scoția vor fi ninsori și lapoviță. Treptat, ploile se extind spre Belgia, Olanda, nordul Franței și al Germaniei. Tot în aceste zone vântul o să fie foarte puternic, va sufla cu peste 90 de kilometri pe oră. În restul Europei, cum spuneam la început, va predomina vremea bună. În țara noastră, în această noapte, cerul va fi senin, dar va fi ceață deasă și izolat, va ploua slab în Maramureș, Transilvania și în Carpații Orientali, unde la peste 1800 de metri altitudine vor fi ninsori și lapoviță. Pe creste, vântul o să bată la rafală cu peste 80-90 de kilometri pe oră. Temperaturile minime vor fi între minus 1 grad și 9 grade. Mâine valorile termice scad ușor, dar nu putem spune că vom avea vreme de iarnă. Rămâne foarte cald la București, Craiova, Drobeta, Constanța, Timișoara, Iași și Bacău. În nord-vest și în centru sunt anunțate ploi slabe și va fi ceață, iar în Carpații Oriental vor fi ploi, lapoviță și ninsori. În zona înaltă de munte, vântul va agita atmosfera, iar temperaturile maxime se vor situa între 4 și 14 grade. La București, chiar dacă temperatura scade față de zilele trecute, să știți că tot cald rămâne, la amiază vor fi în jur de 14 grade. Joi și vineri se va lăsa ceață, cel mai probabil dimineața. În afară de asta, nu vor fi alte fenomene meteo. Maxima joi, în scădere, va fi de 12 grade, iar vineri vom avea 13 grade. La munte iese soarele, în Carpații Oriental vor fi perioade când se adună norii și vor cădea ploi, ninsori și lapoviță. Chiar dacă temperaturile scad față de zilele trecute, să știți că se mențină ridicate pentru sfârșitul lunii decembrie. La Păltiniș va fi cel mai cald, 8 grade mâine. La Timișoara urmează 3 zile liniștite, fără prea multe fenomene meteo. Mâine maxima va avea în jur de 11 grade, joi vor fi 12 grade și la începutul zilei se va lăsa ceață, iar vineri sunt anunțate spre 10 grade. La Iași va fi soare în prima parte a zilei, apoi se adună norii, dar nu va ploua. Maxima va avea în jur de 11 grade. Joi temperatura mai pierde un grad, dar vremea rămâne deosebit de caldă. Vineri va fi o zi cu soare, cu mici perioade când se va înnora, iar temperatura va urca până pe la 11 grade. Ceva mai rece va fi la Cluj față de restul țării. Mâine maxima va avea în jur de 7 grade și va fi ceață. Joi cerul va fi acoperit și se va lăsa din... iar vineri atmosfera rămâne închisă, amiază vor fi în jur de 8 grade.